Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Bihoalar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Profesorul de la școala din Todirești, cercetat pentru că ar fi agresat sexual o elevă, a fost condamnat la închisoare cu perioadă de încercare în prima instanță. O femeie din Gura Humorului a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită de un cort electoral și experții unei firme au făcut testul de rugozitate a carosabilului de pe Calea Unirii, unde au avut loc mai multe accidente rutiere. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Un accident grav a avut loc vineri dimineață la Prisaca Dornei, județul Suceava, unde un microbuz s-a răsturnat și a rănit 5 persoane. La fața locului au intervenit pompierii militari cu 2 autospeciale de descarcerare și 2 ambulanțe SMURD, sprijiniți de 4 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. În microbuz se aflau 6 persoane adulte, toate conștiente și cooperante. 5 dintre ele au necesitat îngrijiri medicale pentru diverse traumatisme. Victimele au fost transportate la spitale din Gura Humorului și Câmpul Moldovenesc. În jurul orei 6:40, dispeceratul comun Isusaș Suceava a fost anunțat despre producerea unui accident rutier pe raza localității Prisaca Dornei, mai precis un microbuz care s-a răsturnat pe carosabil. La fața locului au fost alocate forțe și mijloace atât de la Gura Humorului, cât și de la Câmpul Lung Moldovenesc, respectiv pompieri militari cu 2 autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și 2 ambulanțe SMURD, dar și cu sprijinul a 4 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. În microbuz se aflau 6 persoane, toate adulte și care erau conștiente și cooperante. Însă doar 5 dintre ele au necesitat îngrijiri medicale. Victimele au fost monitorizate de cadrele medicale și paramedicale și toate 5, cu diferite traumatisme, dar conștiente și cooperante, au fost transportate la spital, 2 dintre ele la Centrul de Primiri Urgențe Gura Humorului, iar celelalte 3 la Centrul de Primiri Urgențe Câmpul Lung Moldovenesc. Cauzele accidentului sunt în curs de cercetare. Profesorul de la o școală din Todirești, trimis în judecată pentru agresiune sexuală, a fost condamnat de judecătoria Suceava la 3 ani de închisoare, însă aceasta nu trebuie să execute pedeapsa în regim de penitenciar și i-au impus un termen de încercare de 3 ani și 6 luni. Bărbatul a fost acuzat că i-ar fi atins posteriorul unei fete în vârstă de 14 ani în timpul unui dans desfășurat în clasă de față cu ceilalți elevi. Judecătorii au mai decis ca profesorul să-i achite elevei suma de 35.000 de lei cu titlu de despăgubiri morale, cu precizarea că sentința judecătoriei Suceava nu este definitivă și poate fi atacată. Faptele s-ar fi petrecut în ianuarie 2022. Minor a înregistrat discuția pe telefonul mobil, aceasta ajungând ulterior la dosar. În octombrie 2023, mai mulți părinți s-au adunat în fața școlilor din Părhăuți și Costâna și au scos elevii din clasele unde urma să predea bărbatul. Profesorul a fost pus ulterior sub control judiciar cu interdicția de a reveni la catedră. În cei 3 ani și 6 luni, profesorul are de respectat interdicții și obligații, inclusiv obligația de a presta 60 de zile de muncă în folosul comunității. Judecătorii au mai decis ca profesorul să-i achite elevei suma de 35.000 de lei cu titlu de despăgubiri morale, cu precizarea că sentința Suceava nu este definitivă și poate fi atacată. Așadar, profesorul încă se bucură de prezumția de nevinovăție până la o sentință definitivă a judecătorilor. Bărbatul își susține vehement nevinovăția, iar timp de un an și 9 luni nu a avut dreptul de a reveni la catedră. Bărbatul a fost acuzat de comportament sexual neadecvat și față de alte fete și acuzațiile s-au clasat. De asemenea, a fost cercetat și pentru infracțiunea de racolare a minorului în scopuri sexuale, legat de conversația telefonică pe care a avut-o cu fata de 14 ani, actuala victimă din dosar. O femeie a fost grav rănită vineri dimineață la Gura Humorului, în județul Suceava, după ce a fost lovită de un cort electoral luat de vântul puternic. Incidentul s-a petrecut în zona centrală a orașului. Femeia a fost lovită la cap și a rămas căzută la pământ, în stare de semiconștiență. Cu leziuni cerebrale evidente în urma evaluărilor medicale, victima accidentului a fost internată pe secția de neurochirurgie a spitalului din Suceava pentru a primi îngrijirea medicală
medicală de specialitate necesară. Un echipaj SMURD a sosit la fața locului și a acordat femeii primul ajutor, după care a transportat-o la spitalul din Gura Humorului. Acolo, femeia a fost diagnosticată cu traumatism craniocerebral și a fost transferată la Spitalul Clinic Județean Suceava pentru investigații suplimentare. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Suceava, doctorul Dan Teodorovici, a anunțat că pacienta a fost internată pe secția de neurochirurgie cu leziuni cerebrale. În cursul dimineții, la UPU Suceava a ajuns o pacientă de 82 de ani cu un traumatism craniocerebral de nivel mediu, confuză, aceasta fiind transferată de la Spitalul Orășenesc din Gura Humorului. Traumatismul s-a produs în urma lovirii cu un corp contundent, o pancardă publicitară, aparent, acolo în Gura Humorului. La momentul sosirii în UPU, pacienta era confuză, iar în urma investigațiilor s-au decelat leziuni cerebrale, motiv pentru care va fi internată în secția de neurochirurgie. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului. Reprezentanții unei firme din Piatra Neamț au venit la Suceava pentru a face testele de aderență a asfaltului de pe Calea Unirii, pe segmentul unde au avut loc mai multe accidente de circulație după turnarea noului covor asfaltic. Indiferent de rezultatul acestor teste, conducerea primăriei a anunțat că va adopta măsuri pentru a crește gradul de siguranță rutieră în zonă. Dumneavoastră sunteți responsabilă? Da. Să rămână. Încă dat. Mulțumim că ați venit. Știți cum e? Au fost multe accidente și vrem să vedem exact. Mie mă interesează un test corect făcut, să vedem dacă sunt probleme pentru a ști ce măsuri avem noi de luat. Vă dați cu cretă, e bine așa? Nu, sunt microbile de sticlă. E testul cu pata de nisip. Deci aveți testul cu pata de nisip, da? Pentru rugozitate și SRT-ul, pendulul. Cât credeți că durează până avem un rezultat? Sau l-avem acum pe loc? O, nu. La SRT, da. La pata de nisip nu, trebuie prelucrate. În câte puncte luați? 3 la 1 metru de margine, 3 la 0,5 de ars. Din 10 în 10 metri. Din 10 în 10 metri, în 3 puncte. O secțiune la început, o secțiune pe mijloc și o secțiune la sfârșitul sectorului. Și prin acest test aflăm dacă asfaltul este aderent. Asta interesează, aderența lui și dacă sunt probleme. Bun, vă rog, vă las să vă faceți treaba. Primăria municipiului Suceava a încheiat un contract cu o firmă privată din Piatra Neamț pentru a face testul de rugozitate a asfaltului turnat toamna trecută pe Calea Unirii, întrucât în zonă s-au produs mai multe accidente de circulație. Unii dintre șoferii implicați în aceste evenimente rutiere au semnalat că asfaltul era neobișnuit de alunecos în condiții de umiditate și temperaturi pozitive. Pe de altă parte, polițiștii au făcut mai multe acțiuni de prevenire a accidentelor rutiere în zonă, în urma cărora s-a demonstrat că șoferii nu respectă limita de viteză de 40 de km la oră. Suntem în zona grupului școlar pe Calea Unirii, unde Primăria Municipiului Suceava face acel test de aderență de rugozitate a asfaltului. Sunt veniți cei din Piatra Neamț cu care avem contract pentru a afla dacă acest asfalt este conform sau nu. Vom avea rezultatul în zilele următoare, dar până atunci, indiferent de ce rezultat vine, Primăria Municipiului Suceava va monta acele benzi rezonatoare pentru a atenționa să se reducă viteza. Totodată vom monta și un parapet pentru a separa partea carosabilă de partea pietonală, pentru a avea o protecție mai mare a celor care merg pe jos. Și indiferent de ceea ce impune Primăria Municipiului Suceava, este foarte important ca cei care sunt participanți în traficul rutier să respecte legislația rutieră și să respecte viteza de 40 la oră. Inclusiv pe acest stâlp scrie foarte mare pericol de accidente. 40 la oră, dacă se respectă, nu vor fi probleme. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine m-a regăsit! Profesorul de la Todirești, acuzat de agresiune sexuală, mai exact de faptul că în timpul unei ore de curs ar fi atins-o pe posterior pe o elevă minoră în vârstă de 14 ani, a primit o sentință, e adevărat, nu este definitivă, poate fi atacată de 3 ani de închisoare, nu da, cu executare, pardon, fără executare, nu, cu perioada de încercare de 3 ani și 6 luni. Bun, acum trebuie să aștept sentința definitivă, acum nu știu dacă se poate întoarce. E o acuzație foarte gravă. Școala asta
Numai aici a fost odată. Nu, că și înainte se întâmplau, nu se știau. Doar că nu existau atât de multe telefoane mobile, metode de înregistrare. A fost înregistrat unul dintre momentele care face parte din acest dosar. Da, urât așa, și mai ales că e minoră și el are o vârstă, nu că doar noi tineri. Că dacă avea 20 ceva de ani, mai spuneai. Conform legii penale, da, știu, tot știu. Nu ar fi fost dar permis. Mai ziceai, știi? Dar dacă în școală nimeni nu pățește nimic, elevul nu pățește nimic dacă face prostii, cu chiu, cu vaie l-au dat de la Târgu Mureș și afară pentru că legislația nu permite, profesorul dacă e cu definitivat și cu aia stă în școală, poate să nu mai vină la ore, pentru că e foarte greu, am vorbit cu profesori și mi-au spus că e foarte greu să îi faci cuiva un dosar astfel încât să-l îndepărtezi din școală. Mustrare scrisă, mustrare vorbită, mustrare telefonică, tot felul de chestii și se trăgânează și trebuie să te ții mult și bine de capul unuia care face prostii sau nu face ore până să-l dai afară. Deci dacă legislația este atât de permisivă, de aia se și întâmplă atât de multe lucruri. În toamna anului trecut, în cazul acesta, părinții au ieșit în fața școlii din Costâna, care face parte din comuna Todirești, să protesteze ca profesorul să nu fie lăsat să se întoarcă la ore. Da, păi, na, pe parcursul dar el s-a întors, anchetei. Nu? Bun, acum și cu anchetele astea. A primit interdicție ulterior de la judecătorie. Și cu anchetele astea, de la caz la caz, că unele nu se verifică, adică țipe un om pe tuș atâta timp, dar și ar trebui procesele acestea să se deruleze mai repede, adică să știi care este treaba, astfel încât să se dea o sentință definitivă și profesorul, dacă a greșit, să fie îndepărtat de la catedră, nu? La fel dar și nu e ca în poliție. Deși și acolo, cu controle psihologice temporare, la 6 luni, cred că trebuie să bun, facă... Bun, dar și controlele astea psihologice sunt făcute de formă. Ele sunt de formă. De formă. O mare greșeală. Păi da, ele sunt de formă și indiferent ce spune acolo un examen, tot rămâne. Știi tu pe cineva care a fost dat afară de la catedră pentru că n-a trecut examenul psihologic? Nu vine în minte acum, dar sunt convinsă că au existat niște da, situații. Da, trei, acum. La nivel de numere no, foarte no. mici. Deci e o legislație foarte permisivă și de aia se întâmplă lucrurile astea și e regretabil că un profesor cu o vârstă apreciabilă la puc, așa, dai, iată de... Nu te lua mai bine. Sau că te lua, nu știu. Nimeni mă, nu stai, merită să treacă prin o traumă. De la 14 amă de un colo, adică... O femeie a fost grav rănită vineri dimineață la Gura Humorului după ce a fost lovită de un cort electoral. Da, acum... Femeia a fost transferată la spital la Suceava, adică a fost da, rănită grav. Ferească Dumnezeu de așa ceva. Acum, și ăștia care montează corturile și... Da, au le fost, montează în baza unor autorizații da, pe care da, le solicită. Da, au fost și cazuri, Cătălina, când și panouri din astea cu reclame, fel de fel, nu doar politice au zburat. E și ghinionul, dar acum, nu știu, probabil că vor apărea titlul din asta că aurul lovește din orice poziție, știi? Adică nu doar membrii aur, nu partidul, și corturile de la aur și mă aștept să se facă un meeting anticorturile aur, împotriva extremismului corturilor aur, pentru că uite ce fac corturile din aur. Fericire, când a fost vântul puternic acum 2 zile, inclusiv la Suceava, da, și azi a bătut vântul, n-au fost tare, accidente, dar mai multe corturi SOS au fost luate de vânt. Adică doamna Șoșoacă a zburat? Da, da, mi-a trimis cineva o fotografie cu doamna Șoșoacă electorală, foarte trasă la față, bine lucrată în... Foarte lucrată. Photoshop. Foarte întinerită. Foarte întinerită, așa. Și ea slăbind, adică ea ar fi ținut cortul, dar dacă ea a apărut cu fotografia slăbucă, cortul n-a mai putut, așa, și a luat-o vântul pe doamna Șoșoacă, pentru că ea s-a tare slăbit. Și acum e o gafă, acum la modul foarte serios, e o gafă politică, strategică, electorală ce a făcut doamna Șoșoacă, pentru că imaginea ei nu este de fată de la... De manechin. Cum se cheamă, elevă la școala de maici. Ea are o față acolo de spui că e de la școala de maici, dar și-a dat jos broboada cât să se fotografieze, să trimită acasă o fotografie. Figura ei este de leu, de leoaică, de iat cu părul zburlit și cu mâine, așa trebuie să apară în fotografii, pentru că asta este imaginea ei, fioroasă. Strigând în fața telefonului. Da, și cu așa, imaginea ei fioroasă, aia trebuia pusă pe cort, pentru că lumea zice, cine e asta?
Păi doamna Șoșoacă. Nu este doamna Șoșoacă. E cineva care vrea să-i facă o farsă. Da, deci nu e ea. E oamenii care o aleg fioroșenia din ea. E corect? Merge, lasă-mă că merge. Limba română e vie. E vie și ea... Păi a mers aia cu succesul foarte bine și merge și în continuare. Și dacă o căutăm bine prin niște dicționare, o da, să o găsim. Da, o să o găsim. Deci e o gafă asta. Ea trebuia să fie cum e ea. Așa trebuie să fie omul în fața alegătorului. Cum e el? Pentru că lumea îl simte. Acum cum vii și îmi spui că ești de la școala de maici? Până acum mi-ai demonstrat că ești fioroasă. Rămâi fioroasă. Ca să te votezi, nu? Că de-aia, că dacă vine doamna Șoșoacă, rămâne în Parlament și Partidul Domniei sale face ordine în țară. Așa e prezumția. Bă, face ordine în țară. Și așa e Lozinca. Și deși nu este încă aprilie... Da, și dacă e aprilie ce? Păi în aprilie ni s-a spus că sunt condiții pentru a face testul de rugozitate. Acesta a avut da, loc astăzi. Da, mă, dar afară e cald. Da, dar nu e aprilie, Sorin. Dar cât e aprilie, pui mâine, răzi pe mâine. Sorin. Da. A picat aprilie anul ăsta în martie. Lasă așa, bine că se face. Ai văzut cu ce dispozitive ingenioase. Dar tu ce credeai că iau un târnăcop, nu știam cum se face. Îi dă două, ia asfaltul, bagă în buzunar și pe aia merge la un laborator și aruncă. N-am mai văzut. Cuvă sau ce credeai? La carote se ia probă din sol ca să vezi câți centimetri de strat, nu știu de care, de asfalt. Da, ai văzut-o și pe asta, dar era, e un domeniu care te pasionează sau cum? Absolut deloc. Să consecințele. Da, să se facă, să se pună o dată capăt acestei discuții. Oricum, să spunem că n-are aderența bună, zicem, ce se întâmplă cu accidentele care au avut loc. Dar unde sunt procesele verbale de la poliție? La poliție? Unul a prezentat un proces verbal, accidenta. Să spună că s-a petrecut accidentul, asta zice miliția. Tu, Oana, sunteți relații bune cu Ionuț Iepureanu. Că și mie 5 procese verbale de acolo. Spune și mie cauzele care sunt. Lumea se ceartă pe rețelele de socializare și ne dăm toți cu părerea, inclusiv eu, pentru că am niște informații. Așa, dar să ne arate procesele verbale, să vedem ce scrie acolo. Pe unele dintre ele știm sigur că scrie viteză excesivă. Așa, bun. Să vedem pe cât scrie viteză, să vedem. Nu? Iar dacă folosirea telefonului mobil în timpul mersului, să vedem, scrie asta acolo în procesul verbal la poliție cu doamna care avea jumate de text scris pe telefonul mobil când ea mergea cu mașina, scria mesaj și a scris jumate că pe urmă ești în decor, scrie asta în procesul verbal. Indiferent de rezultatul acestor teste, viceprimarul Harșovski a anunțat două măsuri de punere în siguranță a circulației rutiere, montarea delimitatoare de viteză, benze rezonatoare din acelea succesive, nu cocoașe, cum au mai fost, și niște parapeți. Bun, putea să pună și până dar acum. Dar sper că nu pe mijloc, sper că în lateral. Cred că pe lateral, dar putea să pune și până acum, nu trebuiau să vină oamenii ăștia la Piatra Neamț să facă măsurătorile. Dar nu era aprilie. A, tu îi dai cu aprilie. Da. Am chiar sunt curios cum iese. Oricum, cei de la primărie spune, dom'le, ok, poate nu e aderența bună, dar e limită de viteză. 40 de km pe oră. La fel de valabil. Ce mai e de zis? Mulțumesc pentru discuția de astăzi. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. La doar câteva luni după ce a devenit consilier local în Consiliul Local Suceava din partea Pro-România, tânăra antreprenoare Alexandra Harja Samsonescu a făcut un anunț important. În cea mai recentă ședință a Consiliului Local, ea a declarat că se alătură echipei PNL și că îl susține pe viceprimarul Lucian Harșovski în competiția electorală pentru funcția de primar al Sucevei la alegerile de pe 9 iunie. Tânăra a explicat că a luat această decizie din respect și responsabilitate pentru comunitatea suceveană. Astfel, m-am alăturat echipei PNL și îl susțin pe Lucian Harșovski pentru candidat de primar. Motivele care m-au determinat sunt clare și solide. Astfel, mie îmi place dinamismul și energia cu care echipa PNL își realizează proiectele. Împărtășesc valori fundamentale comune
precum modernizarea Sucevei și totodată susținerea tinerilor. Și astfel consider că împreună putem continua dezvoltarea Sucevei. Un reputat cardiolog intervenționist a anunțat că se alătură echipei președintelui Organizației Municipale a PSD, Vasile Râmbu, pentru a pune umărul la dezvoltarea Sucevei. Este vorba despre medicul Paul Turcoman, care a acceptat să-și desfășoare activitatea în Spitalul Clinic Județean Suceava, pe vremea când Vasile Râmbu era managerul unității medicale. În prezent, Vasile Râmbu este candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Suceava la alegerile de anul acesta. Bună ziua! Sunt Paul Turcoman, medic primar, cardiolog, intervenționist. L-am cunoscut pe domnul Râmbu în 2017, când m-a convins să vin la Suceava să fac performanță, deși am fost ofertat de mai multe spitale din țară. Așa cum arată spitalul, aș vrea să arate și orașul. Începând cu anul 2024, sistemul de impozitare pentru micro-întreprinderi suferă modificări majore, odată cu trecerea de la o singură cotă de impozitare de 1% la două cote distincte, 1 și 3%. Aceste schimbări intervin în contextul în care reprezentanții Comisiei Europene au cerut reducerea pragului de la 500.000 de euro la 50.000 de euro pentru micro-întreprinderi, pentru a spori încasările la buget și a descuraja optimizarea fiscală. În acest sens, deputat AUR Florin Pușcașu i-a adresat o interpelare prim-ministrului Marcel Ciolacu, prin care a întrebat cine conduce de fapt România. Cotele de impozitare de tip micro valabile pentru anul 2024 sunt 1% pentru micro-întreprinderile cu venituri sub 60.000 de euro care nu desfășoară anumite activități specificate și 3% pentru micro-întreprinderile cu venituri cuprinse între 60 și 500.000 de euro. Celelalte companii au fost nevoite să adere la impozitul pe profit. Deputatul AUR Florin Pușcașu a transmis în interpelarea sa adresată prim-ministrului Marcel Ciolacu faptul că aceste schimbări fiscale survin într-un context economic complicat, caracterizat de probleme structurale și de o creștere a fiscalității pentru IMM-uri și micro-întreprinderi, aspecte care pun sub semnul întrebării viabilitatea și creșterea sectorului privat. Acest climat economic instabil afectează accesul la finanțare și costurile împrumuturilor, cu potențiale consecințe negative pentru mediul de afaceri românesc. Deși guvernul a transmis că se negociază o posibilă modificare a pragului, dar nu din acest an fiscal, Comisia Europeană a insistat asupra scăderii pragului pentru a menține accesul la finanțare europeană, în special în cadrul PNRR. În acest sens, deputatul Florin Pușcașu a cerut răspunsuri la următoarele întrebări. Cine conduce România față de observațiile Comisiei Europene cu privire la plafonul până la care o micro-întreprindere trebuie considerată micro-întreprindere? Veți adopta poziția Ghiocel sau veți apăra antreprenorul român? Ce măsuri concrete aveți pentru susținerea antreprenorului român? Orchestra simfonică a colegiului de artă Ciprian Porumbescu din Suceava va concerta duminică în sala de spectacole a Casei de Cultură Mihai Teliman din Siret. Evenimentul va avea loc începând cu ora 15 și va fi transmis în direct și în exclusivitate de televiziunea Intermedia cu sprijinul Rotary Club Suceava Cetate. Concertul de la Siret este un preambul al stagiunii de 8 concerte pe care Orchestra Simfonică Suceava o va susține în municipiul reședință de județ. Concertul este organizat de Centrul Cultural Siret, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, Casa de Cultură a Studenților și Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. Invitat special al concertului este tenorul Sorin Ursan de la Clit, iar dirijor este profesorul Valentin Ianoș, originar din Siret. Prețul unui bilet este de 10 lei, un preț simbolic, menit să încurajeze participarea publicului la evenimente culturale de calitate, astfel că acest concert a fost sold out de la bun început. Pentru ca un public cât mai numeros să se bucure de acest preambul al stagiunii de 8 concerte pe care Orchestra Simfonică Suceava o va susține în municipiul reședință de județ, televiziunea Intermedia a răspuns afirmativ provocării lansate de organizatori și transmite în direct întregul spectacol cu sprijinul Rotary Club Suceava Cetate. Programul concertului include lucrări de Johann Strauss Wader, Ciprian Porumbescu și Antonio Vivaldi. La finalul concertului, spectatorii vor avea posibilitatea de a aprecia prestații artiștilor prin contribuții voluntare, considerând că cei peste 60 de instrumentiști, soliști vocali și dansatori merită mai mult decât prețul simbolic al biletului, au transmis organizatorii. Orchestra Simfonică Suceava a luat ființă după reprezentația deosebită pe care artiștii au avut-o la ediția de anul acesta a evenimentului Femei de Succes, performanță la superlativ, la care televiziunea Intermedia este co-organizator.
După 40 de ani în care a tăcut, orga mecanică la care a cântat compozitorul Ciprian Porumbescu se aude din nou în Biserica Romano-Catolică Sfântul Ioan Nepomuc. Instrumentul, care datează din 1827, a fost restaurat și sfințit. Care este povestea orgii, aflăm de la Anton Babiaș, orgistul titular al Bisericii Romano-Catolice din Suceava. După o pauză de 40 de ani, sunetele orgii mecanice se aud din nou în Biserica Romano-Catolică Sfântul Ioan Nepomuc din Suceava. Pentru că instrumentul a ajuns într-o stare avansată de degradare, credincioșii, reprezentanții bisericii și primăria Suceava au contribuit cu suma de 30.000 de euro pentru a-l restaura. Orga este de factură barocă. A fost construită în anul 1827 și fiind adusă din Cehia, deoarece patronul acestei comunități romano-catolice, Sfântul Ioan Nepomuc, are origine cehe. Și iată această concordanță între orgă și Sfântul Patron. Este o orgă, cum am spus, de factură barocă, are la bază un manual cu 9 registre, manual înseamnă claviatura orgii, și un pedalier, în care organistul cântă cu picioarele, cu 4 registre. De-a lungul timpului, orga a trecut prin mai multe restaurări. În timpul procesului de restaurare din 1929, instrumentul a fost mărit și a fost îmbogățită sonoritatea cu încă 3 registre de factură romantică. Timp de 40 de ani, această orgă a tăcut. De ce? A trecut foarte mult timp. Da, din păcate a trecut foarte mult timp și a tăcut din cauza faptului că a intrat într-un proces destul de grav de degradare, datorită faptului că nu a avut cine să cânte la un nivel destul de ridicat la ea. Cine a intervenit și a încercat să o restaureze nu s-a priceput și iată că de mai bine de 40 de ani orga nu a sunat în această biserică până acum câteva săptămâni, când a fost restaurată. Un proces început în 2022 și finalizat în 2024. Spuneați că sunt puțini oameni în țara noastră care pot să facă o asemenea lucrare. Da, sunt foarte puțini oameni la noi în țară. Din câte știu eu, sunt 14 la număr. La noi a restaurat domnul Ioan Bejan, originar din Bacău. Actualmente funcționează în București, un constructor destul de cunoscut de orice la noi în zonă, fiind cel care a construit și orga de la Bacău, orga de la Iași, de la Catedrala, a restaurat orga de la Iași, de la Catedrala Veche și alte orice. Orga din Biserica Sfântului Ioan Nepomuc numără în prezent 648 de fluiere, cuprinse într-un manual cu 9 registre și un pedalier cu alte 4 registre. Întregul proces de acționare a fluierelor este mecanic. Singurul proces electronic este cel de acționare al motorului de aer care pompează aer în lăzile de vânt, care mai apoi activează fiecare registru în parte și, evident, fiecare fluier din această orgă, care însumează un număr de 648 de fluiere. Cum sunt sunetele acestui instrument în comparație cu sunetele unui instrument clasic? Sunetele sunt total diferite, pentru că până acum 2-3 luni am cântat pe un instrument 100% electric. Și pot să spun că senzația pe care o am eu ca și organist este total diferită, pentru că una este să auzi ceva în boxă, la fel ca și în cântat, una să auzi ceva înregistrat pe YouTube și alta să auzi ceva live. La fel este și la acest instrument. Și vă dați seama, când 648 de fluiere sună deodată, nu are cum decât să fie foarte frumos și impresionant. Orga a fost sfințită în cadrul unei ceremonii religioase care a fost oficiată pe 23 martie. Ceremonia a fost condusă de excelența sa, preasfințitul Iosif Păuleț, episcop de Iași.
Etapa a 21-a din Liga Zimbrilor programează o deplasare grea pentru CSU Suceava. Handbaliștii antrenați de Bogdan Șoldănescu vor juca pe terenul celei de-a patra clasate, Potaița Turda, duminică de la ora 18. CSU Suceava va juca pe terenul Potaisei Turda în etapa a 21-a din Liga Națională de Handbal Masculin. Înaintea confruntării de duminică, ardelenii sunt pe locul 4 cu 39 de puncte, iar sucevenii se află pe locul 7 cu 28 de puncte. În turul campionatului, Potaisa Turda a câștigat la Suceava cu scorul de 31-37. Nu o să fie un meci ușor, asta e clar, dar eu consider că suntem într-o formă bună ca și echipă, suntem uniți, suntem mai închegați. Avem o formă destul de bună după ultimele meciuri, cum s-a văzut, și o să mergem să dăm tot ce e mai bun pe teren. Au o linie de 9 metri foarte bună, cu jucători care sunt și ei destul de în formă, dar noi o să ne facem joc, o să pregătim meciul tot timpul care a mai rămas și o să mergem încrezători. Da, și noi și avem venit după victorie în ultimele meciuri, cu siguranță va fi un meci spectaculos și sperăm să luăm cele 3 puncte de acolo. Întâlnim o echipă mai bine cotată ca și noi. Un adversar dificil, cu obiective mai mari ca și ale noastre pentru acest an competițional și cu siguranță ei vor pornesc favoriți în meciul de duminică, dar am arătat de nenumărate rânduri că putem juca un handbal modern și putem face față unui adversar cotat mai bine pe hârtie și cred că și duminică vom fi în stare să facem acest lucru. Au într-adevăr un lot foarte, foarte echilibrat pe posturi, au o poartă foarte bună, în mare formă. În ultimele meciuri au ajutat foarte mult pe cei de la Turda să câștige meciurile cei din poartă, Mihai și George, și sunt foarte bine echilibrați pe posturi. Dar avem și noi aturile noastre, plecăm cu un moral bun și cred că vom reuși să le facem, să le dăm o replică bună. În cadrul etapei a 21-a se vor mai disputa următoarele meciuri: CSM Constanța, CSM Bacău, CSM Vaslui, Universitatea Cluj, CSM București, CSM Focșani, CSM Sighișoara, Politehnica Timișoara, Minaur Baia Mare, Steaua București și HC Buzău, Dinamo București. Lotul național de handbal junior al României efectuează în această perioadă un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni. În rândul tricolorilor se regăsesc 7 reprezentanți ai clubului CSU Suceava. Lotul național de handbal junior al României efectuează în această perioadă un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni. În rândul tricolorilor se regăsesc 7 reprezentanți ai clubului CSU Suceava. Este vorba despre selecționerul Vasile Buca, jucătorii Răzvan Râpă, Teodori Lucă, Codrin Dascălu, Adrian Condrea și Emanuel Șerban și kinetoterapeutul Mihai Vornicu. Această acțiune face parte din programul de pregătire pentru campionatul european sub 18 ani, care va avea loc în luna august la Podgorica, în Muntenegru. Tricolorii vor juca în grupa E, împreună cu Spania, Portugalia și Austria. Așteptam cu nerăbdare reunirea după calificarea la campionatul european. Urmează un stagiu de pregătire de 5 zile. Vreau să spun că din cei 24 de sportivi convocați, 12 sunt noi față de ultima acțiune, iar din cei 12, 7 sportivi sunt la prima lor acțiune la lotul național. Ca la fiecare acțiune urmărim consolidarea modelului nostru de joc, integrarea noilor jucători în modelul de joc, depistarea jucătorilor cu cele mai bune calități și cu cele mai bune posibilități pentru a reprezenta România cu brio la campionatul european Under 18, care va avea loc în luna august în Muntenegru. Mă simt foarte bine că m-am întâlnit din nou cu colegii mei. E o atmosferă frumoasă și sperăm să avem parte de o perioadă cât mai frumoasă. Ne dorim să avem o performanță cât mai frumoasă la acest campionat european, să jucăm cu cele mai bune forțe ale Europei și toată lumea e motivată 100%. Bucovina Rădăuți începe play-off-ul Ligii a treia de fotbal cu un meci pe teren propriu. Echipa antrenată de Ovidiu Murariu va primi vizita celor de la FC Bacău sâmbătă de la ora 15 pe stadionul municipal din Rădăuți.
Bucovina Rădăuți începe de pe primul loc cursa pentru calificarea la barajul de promovare în Liga a doua. În prima etapă din play-off, echipa condusă de Ovidiu Murariu și Iulian Ionesi va primi vizita celor de la FC Bacău într-un meci programat sâmbătă de la ora 15 pe stadionul municipal din Rădăuți. În sezonul regulat, Bucovina a obținut 4 puncte din meciurile directe cu FC Bacău. A fost 0-0 la Rădăuți și 1-2 la Bacău. În celălalt joc din prima etapă a play-off-ului, CSM Bacău va primi vizita celor de la Știința Miroslava. Șomus Fălticeni va debuta în play-out pe data de 6 aprilie în deplasare cu CSM Vaslui. Știrile intermedia au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. La noapte cerul va fi variabil, mai mult senin în toată regiunea potrivit meteorologilor. Vântul va sufla cu moderație, iar temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 6 și 8 grade Celsius. Întreaga țară se pregătește să încheie luna martie cu vreme caldă, așadar weekendul vine cu temperaturi extrem de ridicate. Temperaturi care ar putea atinge niveluri record pentru această perioadă anului. Potrivit meteorologilor, sâmbătă, cerul va fi variabil, mai mult senin în toată regiunea. Vântul va sufla slab până la moderat. Se preconizează că termometrele vor atinge pragul unei zile de vară în majoritatea regiunilor. În regiunea noastră, maximele vor avea valori cuprinse între 19 și 25 de grade Celsius. Cel mai cald va fi la Botoșani. Această rubrică vă este oferită cu sprijinul Dentalis. Durerea trigeminală, cunoscută și sub numele de nevralgie trigeminală, este o afecțiune caracterizată prin durere severă în zona feței. Afecțiunea apare ca urmare a perturbării sau lezării funcției nervului trigemen, unul dintre cei mai importanți nervi cranieni, responsabil pentru transmiterea senzațiilor tactile și dureroase din zona feței, dinților gurii și a mușchilor folosiți pentru mestecat. Pacienții, în momentul în care suferă o durere acută în teritoriul maxilofacial, se prezintă la medicul stomatolog pentru a putea beneficia de un consult și de a identifica orice problemă dentară și de a exclude o pulpită care reprezintă o inflamație a nervului dintelui și de asemenea de a exclude orice problemă sinusală acută. Dacă în urma acestui consult și a investigațiilor necesare s-a exclus un diagnostic stomatologic, atunci pacientul poate fi trimis la un specialist chirurg maxilofacial sau neurolog cu observație de durere de trigemen sau de nevralgie de trigemen. Ceea ce este caracteristică acestei dureri este că este o durere ascuțită, o durere care dă sentimentul de străpungere sau de tăiere, care de cele mai multe ori poate fi confundat cu o durere acută de dinți. Această durere este determinată de cele mai multe ori de o îmbătrânire, să spunem, a sistemului nervos și o demilenizare a ticii nervoase și în ceea ce privește nervul trigemen. Nevralgiile le găsim pe mai multe structuri nervoase, dar teritoriul ăsta pe care ne enervează nervul trigemen este destul de vast, cu multe ramuri, și atunci putem avea o durere care este localizată în dreptul ochilor sau o durere localizată în dreptul maxilarilor superioare sau chiar a mandibulei. Asta datorită faptului că nervul trigemen este un nerv cu trei ramuri principale. Unul oftalmic pentru partea superioară a feței, unul maxilar pentru partea intermediară a feței și unul mandibular pentru partea inferioară a feței. Și el este responsabil de inervația senzitivă a feței, a dinților, a sinusului maxilar. Iar ultimul ram mandibular este responsabil și de inervația motorie a mușchilor masticatori cu care realizăm mișcările mandibulei. Și bineînțeles că așa cum durerea de dinți este descrisă de pacienți ca o turbare, la fel și această nevralgie poate fi o turbare extrapolată ca și descriere. De aceea, în momentul în care ne confruntăm cu această patologie, ne prezentăm de urgență, în primul rând, medicului stomatolog sau medicului de familie și ulterior suntem trimiși la specialistul în chirurgie maxilofacială sau neurologie.
De ce și neurologie? Pentru că de multe ori această durere este secundară și o numim nevralgie de trigemen secundară unor procese tumorale care fac presiune în creier pe locul în care pornește acest nerv, în baza lui. Sau o malformație vasculară și atunci când nervul încrucișează o arterie importantă din creier și pulsul arteriei creează o presiune pe nerv, poate determina aceste scurt circuitări, să spunem, la nivelul trigemenului. Sau, cum de cele mai multe ori, noi chirurgi maxilofacial, pentru că patologia care este idiopatică, adică fără cauză, la această nevralgie ajunge la specialiști maxilofacial, este datorită unor demilenizări. Da? Vorbim de scleroză multiplă, vorbim de afecțiuni ale tecii nervoase. Pacienții care experimentează durere trigeminală trebuie să ceară ajutorul medicului pentru evaluare și managementul adecvat al durerii. În primul rând, răbdare trebuie să aibă acești pacienți, să se prezinte la specialist de câte ori este nevoie. De exemplu, din propria experiență, am avut pacienți care au fost trimiși către mine, le-am făcut niște infiltrații cu diverse substanțe în care să blocăm chimic transmiterea nervoasă și astfel să se reducă durerea sau să o eliminăm. Dar cu reapariția ei peste câteva luni, peste un an, peste 2 ani de zile, au revenit, s-a refăcut aceeași procedură, au mai plecat acasă încă 2-3 ani. Adică speranța există, dar asociată și cu tratamentul medicamentos prescris de medicul neurolog și atunci echipa multidisciplinară, chirurg maxilofacial, stomatolog, neurolog, poate și nu în ultimul rând medicul anestezist care poate trata această durere, poate duce la o speranță și o calitate a vieții îmbunătățită. Această rubrică v-a fost oferită cu sprijinul Dentalis. Un accident grav a avut loc vineri dimineața la Prisaca Dornei, județul Suceava, unde un microbuz s-a răsturnat rănind 5 persoane. La fața locului au intervenit pompierii militari cu 2 autospeciale de descarcerare și 2 ambulanțe smurt, sprijiniți de 4 echipe ale Serviciului de Ambulanță Județean. În microbuz se aflau 6 persoane adulte, toate conștiente și cooperante. 5 dintre ele au necesitat îngrijiri medicale pentru diverse traumatisme. Profesorul de la o școală din Todireș, trimis în judecată pentru agresiune sexuală, a fost condamnat de judecătoria Suceava la 3 ani de închisoare, însă acesta nu trebuie să execute pedeapsa în regim de penitenciar și i-au impus un termen de încercare de 3 ani și 6 luni. Bărbatul a fost acuzat că i-ar fi atins posteriorul unei fete în vârstă de 14 ani în timpul unui dans desfășurat în clasă de față cu ceilalți elevi. Judecătorii au mai decis ca profesorul să-i achite elevei suma de 35.000 de lei cu titlul de despăgubire morale, cu precizarea că sentința judecătoriei Suceava nu este definitivă și poate fi atacată. O femeie a fost grav rănită vineri dimineața la Gura Humorului, județul Suceava, după ce a fost lovită de un cort al Partidului Aur, luat de vântul puternic. Incidentul s-a petrecut în zona centrală a orașului. Femeia a fost lovită la cap și a rămas căzută la pământ în stare de semiconștiență. Cu leziuni cerebrale evidențiate în urma evaluărilor medicale, victima accidentului de la Gura Humorului a fost internată pe secția de neurochirurgie a Spitalului din Suceava pentru a primi îngrijirea medicală de specialitate necesară. Reprezentanții unei firme din Piatra Neamț au venit la Suceava pentru a face testele de aderență a asfaltului de pe Calea Unirii, pe segmentul unde au avut loc mai multe accidente de circulație după turnarea noului covor asfaltic. Indiferent de rezultatul acestor teste, conducerea primăriei a anunțat că va adopta măsuri pentru a crește gradul de siguranță rutieră în zonă. La doar câteva luni după ce a devenit consilier local în Consiliul Local Suceava din partea Pro-România, tânăra antreprenoară Alexandra Harja Samsonescu a făcut un anunț important. În cea mai recentă ședință a Consiliului Local, ea a declarat că se alătură echipei PNL și că îl susține pe viceprimarul Lucian Harșovski în competiția electorală pentru funcția de primar al Sucevei, la alegerile de pe 9 iunie. Tânăra a explicat că a luat această decizie din respect și responsabilitate pentru comunitatea suceveană. Un reputat cardiolog intervenționist a anunțat că se alătură echipei președintelui Organizației Municipale a PSD Vasile Râmbu pentru a pune umărul la dezvoltarea Sucevei. Este vorba despre medicul Paul Turcoman, care a acceptat să-și desfășoare activitatea în Spitalul Clinic Județean Suceava pe vremea când Vasile Râmbu era managerul unității medicale. În prezent, Vasile Râmbu este candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Suceava la alegerile de anul acesta.
Începând cu anul 2024, sistemul de impozitare pentru micro-întreprinderi suferă modificări majore. Odată cu trecerea de la o singură cotă de impozitare de 1% la două cote distincte, 1 și 3%. Aceste schimbări intervin în contextul în care reprezentanții Comisiei Europene au cerut reducerea pragului de la 500.000 de euro la 50.000 de euro pentru micro-întreprinderi, pentru a spori încasările la buget și a descuraja optimizarea fiscală. În acest sens, deputatul AUR Florin Pușcașu i-a adresat o interpelare prim-ministrului Marcel Ciolacu, prin care îl întreabă cine conduce de fapt România. Orchestra Simfonică a Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu din Suceava va concerta duminică în sala de spectacole a Casei de Cultură Mihai Teliman din Siret. Evenimentul va avea loc începând cu ora 15 și va fi transmis în direct și în exclusivitate de televiziunea Intermedia, cu sprijinul Rotary Club Suceava Cetate. Concertul de la Siret este un preambul al stagiunii de 8 concerte pe care Orchestra Simfonică Suceava o va susține în municipiul Reședințe de Județ. După 40 de ani în care a tăcut orga mecanică la care a cântat compozitorul Ciprian Porumbescu, se aude din nou în Biserica Romano-Catolică Sfântul Ioan Nepomuc. Instrumentul, care datează din 1827, a fost restaurat și sfințit. Care este povestea originii, aflăm de la Anton Babiaș, orgistul titular al Bisericii Romano-Catolice din Suceava. Etapa a 21-a din Liga Zimbrilor programează o deplasare grea pentru CSU Suceava. Handbaliștii antrenați de Bogdan Șoldănescu vor juca pe terenul celei de-a patra clasate, Potaița Turda, duminică de la ora 18. Lotul național de handbal junior al României efectuează în această perioadă un stagiu de pregătire centralizată la Plopeni. În rândul tricolorilor se regăsesc 7 reprezentanți ai clubului CSU Suceava. Bucovina Rădăuți începe play-off-ul Ligii a treia la fotbal cu un meci pe teren propriu. Echipa antrenată de Ovidiu Murariu va primi vizita celor de la FC Bacău sâmbătă de la ora 15 pe stadionul municipal din Rădăuți.